Țun zi lungă Bogăția lacomului moșier Țun era vestită în toată provincia, dar se știe că bogatului se pare întotdeauna care prea puțin și somnul nu se lipea des de lacomul Țun. Se sucea moșierul pe perna lui, tot gândind cum să se mai îmbogățească. Într-un rând, când a adormit în zorii zilei, a visat țun că aflase un mijloc prin care să prelungească ziua cu încă șase ore, așa că argații să-i muncească șase ore mai mult. S-a trezit țun și-a prins a se ruga de stăpânul cerului să lungească ziua. Țăranii s-au înspăimântat, asta le mai lipsea. Și așa munceau zilnic câte douăzeci de ceasuri pe ogoarele lui țun sărmani, iar țun nu le îngăduia nici măcar să-și îndrepte spinarea. Când unul dintre argați a vrut odată să se odihnească, Țun i-a stricat. Muncește, leneșule, de odihnit te vei odihni la vremea potrivită! Iacă de ce s-au înspăimântat țăranii auzind de rugăciunea lui Țun. Se temeau că zeii aveau să audă glasul moșierului și vor îndeplini ruga. Ei știu doar că zeii trăiesc în cârdășie cu bogătașii. Și iacă un călugăr s-a îndreptat către seară spre gospodăria lui Țun. Țun i-a alergat în întâmpinare și, petrecându-l către casă, se ploconea într-una. Ajuns în casă, a poruncit să se aștearnă pe masă cele mai alese bucate, iar după ce s-a săturat călugărul, Țun l-a înbiat pentru noapte cu patul lui moale și el s-a ghemuit într-altă parte pe o rogojină. Dimineața, numai ce s-a deșteptat călugărul, Cățun a venit la el și i-a zis De multe zile și nopți mă rog de zei să facă o minune, n-ai putea oare om bun să mă ajuți? Și a împărtășit călugărului ceea ce dorea. La vorbele lui, călugărul a răspuns astfel. Zeii ți-au auzit ruga, acum totul atârnă doar de tine. Ziua va avea atâtea ceasuri câte vei putea munci fără a te odihni. Tare s-a bucurat Sun. Dacă argații pot lucra flămânzi câte 20 de ceasuri pe zi, apoi pot munci și eu odată 30 de ceasuri pentru mine. Atunci îi voi sili pe argați să muncească 26 de ceasuri și voi ajunge cel mai bogat om din lume. Nemai lăsând să treacă nicio clipă, moșierul cel lacom a și fugit la câmp. Călugărul venea în urma lui. Bogatul s-a oprit acolo unde creșteau alune de pământ și a prins a săpat tufele. Un ceas a muncit vioi și vesel. În ceasul al doilea a cam obosit sun și s-a hotărât să se odihnească o țără. Dar călugărul îndată i-a strigat. Muncește, leneșule! De odihnit te vei odihni la vremea potrivită! Și, suflând din greu, bogatul a urmat să muncească. La apusul soarelui, zeci de sudori curgeau de pe moșier. Nici n-a băgat de seamă că toți argații lăsaseră lucrul, așteptând să vadă cum se va sfârși cu bogatului. Și apoi, cei drept e drept, nu oricine are fericirea de a vedea, fie și odată în viață, un bogat muncind. Și-a șters țun cu mâneca sudoarea de pe frunte, a vrut să-l întrebe pe călugăr câte ceasuri muncise, dar, de istovit ce era, n-a putut scoate o vorbă. Iar călugărul striga. Muncește, leneșule, privește la umbră, n-ai lucrat nici trei ceasuri. A mai apăsat moșierul odată pe cazma și au prins să-i tremura picioarele. A căzut sun la pământ, dar lăcomia era mai tare decât oboseala. Nemai având putere să țină cazmaua, a început să zgârie pământul cu unghiile. A zgâriat el așa până i-a dat sângele și n-a mai putut. Atunci a întrebat cu glas stins. Cât am muncit? I-a răspuns călugărul. Peste patru ceasuri se va împlini o jumătate de zi. Auzindu-i cuvintele, a căzut moșierul fără simțire. L-au pus pe o targă și l-au dus în o gradă. În ziua aceea nimeni nu i-a lucrat ogorul, iar călugărul s-a făcut nevăzut. Mulți argați au spus că nici n-au văzut picior de călugăr. Unul dintre țărani se îmbrăcase cu straie de călugăr și îl învățase minte pe țun cel lacom. După întâmplarea asta, era de ajuns ca moșierul să se ivească în uliță, că toată lumea prindea a râde și a spune Iacă, vine țun zi lungă!" Și-am încălecat pe așa și v-am citit povestea așa.